Rebelii din nordul Siriei s-au declarat deschiși la cooperare cu vechiul lor inamic, regimul președintelui Bashar al-Assad, în situația în care Turcia va lansa o invazie în zonă. Cele două părți s-au arătat dispuse să-și pună diferențele deoparte după ce săptămâna trecută președintele turc, Recep Erdogan, a amenințat că vrea să elimine toți teroriștii din nordul Siriei. Forțele democrate siriene, o grupare rebelă care în trecut s-a bucurat de susținerea directă a Statelor Unite, au afirmat că sunt dispuse să coopereze cu armata guvernamentală siriană în situația în care Turcia va invada. Mazlum Abdi, liderul forțelor democrate siriene, a cerut regimului președintelui Bashar al-Assad să-și folosească sistemul de apărare antiaeriană pentru a dobori avioanele de luptă ale Turciei. Rebelii au indicat totuși că guvernul nu trebuie să mai trimită forțe terestre adiționale în zonă. Poziția rebelii din nord vine ca urmarea unor declarații de săptămâna trecută ale președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan. Acesta a anunțat că intenționează să captureze două localități din nordul provinciei siriene ale, pe motiv că s-ar afla în mâinile unui grup caracterizat drept terorist. Forțele democratice siriene sunt de fapt o coaliție de forțe rebele din care face parte și așa numita Unitate Populară de Protecție Kurdă. Aceasta este considerată o organizație teroristă de către autoritățile de la Ankara, chiar dacă de ani de zile are parte de susținerea Statelor Unite. Din 2016 până acum, Turcia a susținut patru operațiuni militare în nordul Siriei, în urma cărora a înaintat aproximativ 30 de kilometri în interiorul țării. Ulterior, alături de Rusia, a atacat preponderent zonele rebele și a susținut material taberele opuse în războiul civil din Siria. Această politică a atras atât criticile NATO cât și ale Statelor Unite, care în cele din urmă i-au impus Turciei un embargo limitat pe anumite tipuri de armament. Tensiunile actuale vin după 11 ani de război civil în Siria, cărora li s-a suprapus un război de câțiva ani cu statul islamic. Conflictele succesive au dus la dislocarea milioane de oameni și la cea mai gravă criză umanitară din istoria recentă a Orientului Mijlociu.